Salut, să rămână să trăiți și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. Ce mai faceți, oameni buni? Ce mai ziceți? Este foarte ciudat și foarte straniu să mă aflu singur pe motocicletă. Vedeți, mă uit în stânga, cum zice Marina, la fiecare 16 secunde mă uit în stânga. Deci nu o să beneficiați de o imagine fixă oferită de pe camera Marinei, pentru că, după cum vedeți, nu e cu mine. Asta și spuneam că e foarte straniu să mă plimb singur prin București. Știți de ce mă plimb singur prin București? Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu. Vă mulțumește și Marina pentru susținerea de care a beneficiat și beneficiază din partea voastră după acea stupizenie de căzătură, nici nu știu cum să o numesc, dar care a scos-o din drumul ăsta al motociclismului întreg sezonul din 2024. E prima oară când merg pe motor după, nu știu, 2 luni jumate. Pentru cei care ați deschis mai târziu aparatele de radio și televizoarele, în vacanța de Rusalii ne-am propus noi o mini plimbare. Am plecat cu KTM-ul, iar Marina cu acea Honda CRF300L, pentru a experimenta drumurile off-road din Dobrogea. Ne-am dus la Tulcea, am încercat să filmăm și Tulcea. În prima zi am dormit în Tulcea. A doua zi, chiar de Rusalii, am plecat din Tulcea. Am mers un pic pe la capul Doloșman și am vrut să vedem și cetatea Histria și ne-am oprit în localitatea Istria. În localitatea Istria am găsit mănăstirea îngropată. Am oprit vis-a-vis de ea, pe trotuar, sau pe carosabil lângă trotuar, iar Marina s-a dat jos, așa cum a făcut-o de încă două ori, cel puțin de două ori pe care l-am surprins eu pe cameră, pe partea dreaptă, s-a dezechilibrat și a tras motocicleta după ea. Un picior, adică cel drept, a fost prins între motocicletă și bordură și a făcut o pârghie superbă și s-a scontat cu două fracturi, iar piciorul fiind prins acolo a căzut de la înălțimea motocicletei plus acel șans din dreapta pe umăr și și-a fracturat foarte urât și umărul dintr-o, nici nu știu cum să o numesc, mică neatenție. S-a terminat sezonul din 2024 în ziua de 24 iunie, uitați, nu m-am gândit niciodată, a, pentru care ne-am oprit așa cum v-am spus. Mulțumesc! Ce să vă spun, de întâmplarea de acolo care a fost șocantă. Pe filmarea, dacă vă uitați la acel episod, am întors o fracțiune de secundă cu spatele și a căzut și am auzit, cum a zis, mi-am rupt piciorul. Nu s-a așteptat să fie și umărul rupt. Am sunat la 112, a venit salvarea, a venit poliția, cei de la poliție, pe cei de la poliție a trebuit să-i asigurăm că nu este accident rutier să vină să facă dosar penal, că a căzut cu motocicleta oprită. Au venit de la poliție, a venit un echipaj, ne-au pus și la fața locului aceeași întrebare. M-au crezut, dacă nu noi aveam două camere care povesteau exact pățania, motocicleta era oprită, cricul era pus, Marina doar stătea pe ea și s-a dat jos pe dreapta. Au înțeles, n-au făcut dosar penal, a venit într-un final și o salvare, care era din Năvodarii, salvare care s-a dus cu Marina la Spitalul Județean din Constanța. Nu știu dacă o să vă impresioneze, mai știu, să mă ridic pe motocicletă, mai știu un pic, vai de capul meu. Dar, de ce ziceam cu impresionatul? O să vă spun că a fost o senzație. Salut, nu știi să saluți, e perfect, poate nu merit să fiu salutat. A fost o senzație foarte, foarte de neuitat. Am rămas lângă un șanț, eu un șanț, cu două motociclete, două bagaje, drona pe una dintre motociclete, se depărta salvarea cu Marina, deci era ceva ca de un film prost.
am beneficiat de bunătatea polițiștilor și am putut să duc o motocicletă în curtea poliției din Istria și am înghesuit toate bagajele pe o motocicletă, în rucsac, în fine. Și m-am îndreptat spre Constanța, spre Spitalul Județean. Recunosc că nu știam unde este, nu știu nici acum. De aici încolo a fost o situație... Ar fi devenit o situație complicată dacă nu se legau lucrurile. Ce să-ți povestesc, s-au legat în situația asta dificilă, dar bine că s-au legat. Adică am avut un prieten din Constanța care a venit, ne-am întâlnit într-un punct, m-a dus la Spitalul Județean pentru că eu nu puteam intra la Marina. Eram cu bagaje, cu cască, cu echipament moto și nu puteam să car după mine geanta și drona și casca și geaca. Pe căldura aia, du-te cu toate, într-un final asta făceam, că n-aveam ce să fac dacă nu era un ajutor. Important este că nu a durut-o niciun moment. Acolo i-a pus un gips, prietenul meu, Alex Popescu, căruia îi mulțumesc și acum, deși știu că implicat în vânzările dese de motociclete și în cursurile de off-road, n-are timp să ne urmărească episodul, dar noi totuși îi mulțumim din toată inima, pentru că, bine, am avut și noroc că era acasă, dar a venit cu mașina și cu remorca și ne-a ajutat. Am mers împreună cu prietenul meu care avea mașină, cu cel din Constanța, eu pe motocicletă. Am mers în Istria, am luat cealaltă motocicletă, am pus-o pe remorcă, iar la 2 dimineața eram în București. Ce să vă spun, de tot rahatul, ca să nu zic căcatul. Cum se simte ea? Cum se poate simți un om care face sport de 4 ori pe săptămână, stând într-o canapea timp de o lună? Ce e ciudat este că eu am o senzație foarte ciudată, sau nu știu să o explic, față de motociclism și față de motociclete. Deși, vă repet, motorul era pe loc, era oprit, dar văzând atâta suferință, și nu neapărat fizică, v-am spus, chiar n-a durut-o nici după operație, doar durerea de a sta blocat și chiar și durerea de a nu merge pe motor, pentru că dacă ne urmăriți de 2 ani de zile de când nu te-am lăsat să treci pe trecerea de pietoni, scuză-mă, dacă ne urmăriți de 2 ani de zile, ne-ați văzut că noi chiar suntem pasionați, suntem doi oameni cu două joburi, cu un băiat mare pe care a trebuit să-l facem mare și să intre la facultate, cei care aveți copii știți ce presupune. Și totuși ne-am încăpățânat să facem acest vlog, nici nu știu, pentru noi, pentru voi, pentru bucuria de a edita eu, pentru că eu sunt în domeniul ăsta creativ și mă ajută și treaba asta, ia să fac și eu stânga pe aici. Oricum, ne place ce facem, știu că ne-am apucat târziu, nu știu dacă vom trece de 2000 de subscriberi prea devreme, nu știu dacă vom fi monetizați, nu știu dacă vom avea mai mult de 3000 de view-uri, pentru că, sincer să fiu, nu am fi noi slabi sau am fi mai rău decât alții, pur și simplu cred că ne-am apucat târziu, urmăresc călători, că de fapt la călători mă uit cu motocicleta, cei de afară și chiar și cei care au făcut în conjurul lumii sau mai știu eu ce plimbări din astea, pentru care trebuie să fii curajos să le faci, tot nu trec de jdămii de view-uri. Nu se mai fac sutele de mii de view-uri decât cei care, să zic, au început 2017-2018. Ăsta este punctul meu de vedere, urmarea unei analize așa, pe diagonal. Vă rog să mă contraziceți dacă greșesc. Întors și acasă și fără să motociclim, am spus, bine, în prima fază am spus că le vând pe toate, eu vând eu tot, sunt eu masculul Epsilon din familie. După care chiar Alex Popescu, MP, mi-a zis, ia, mai gândește de tu. Și decizia a fost, oricum, până la anul, prin, să zic eu, aprilie, mai, pentru că marinei, dacă îi vor scoate fiarele alea, va trebui să vindece osul, nu poate să riște să cadă sau știu și eu să scape motocicleta, nu poate să facă asta pentru că s-a chinuit degeaba. Am hotărât să vindem KTM-ul, care surprinzător s-a dat foarte repede. Vă dați seama că am o durere în suflet, e mult durere, pentru că nu mă atașez de lucruri atât de mult, dar a fost, ca să zic așa, prima mea motocicletă. În 2020, când am luat noi permisul, am avut acea Honda CB500F, pe care am ținut-o foarte puțin.
Iar în cei 2 ani jumate de când am avut, cât am mers cu KTM, am făcut 35.000 de kilometri. Cred că nu sunt cei 20.000 pe an cât fac adevărații aventurieri, în schimb sunt kilometri cu care mă mândresc și nu am avut absolut nicio problemă cu KTM-ul, de genul un accident, o căzătură, nu am ce să comentez, băiatul a fost mulțumit. A trecut deja o lună de atunci de când am dat-o, nu m-a sunat sau nu mi-a dat un mesaj că e nemulțumit, să o stăpânească sănătos, să se bucure de ea. O motocicletă cu kitul de lan schimbat, cu baterie nouă, cu cauciucuri noi și cu acea revizie de supape de 20 de milioane făcută la 30.000. Deci cam asta am făcut noi în ultimul timp, ne facem planuri, ce vom face la anul, cum vom merge. Știu că Marina v-a spus atunci, imediat după accident, că nu știe dacă va mai merge. Vă spun eu, vă transmit de la ea că își dorește să meargă pe motor. Atunci când toate lucrurile vor fi ok, adică nu va mai avea nici fiare și vor fi și rănile vindecate, se va întoarce pe motocicletă. Pe ce motocicletă? Vom vedea atunci. Să nu faci stânga. Bravo, mă, dar nu puteai să semnalizezi? Tu-i Porsche-ul măsii. Am avut un feeling că face stânga. De fapt, dreapta face, că venea din spate, da. Chiar mă gândeam acum când am plecat la motocicletă că am ajuns, știți că sunt categorii de motocicliști, nu știu, care merg 20.000 de kilometri pe an sau cei care merg peste 10.000. Cei care merg peste 10.000 chiar merg cu motorul, asta e părerea mea. Sunt motocicliștii care merg la job cu el și care merg foarte mult, doar că distanța până la job, cum făcea și Marina în trecut, nu poate să fie foarte mare până oraș. În schimb, mergi constant, da, faci, nu știu, 5-6 mii pe an. Sunt motocicliștii de weekend sau de ocazie, care merg, nu știu, când iese toată lumea, când, nu știu, se duc la o cafea în... Și cred că eu fac parte din categoria și voi face parte din categoria motocicliștilor care vor merge pe motor să facă vlog și atât. Pentru că eu lucrez aproape de acasă, n-am unde să merg cu ea. Cu Marina după mine, să zic că mergem să luăm o pungă de făină sau de mălai, nu pot să zic că mergem pentru că ea nu se va urca până nu se vindecă. Voi ieși cu motocicleta să fac vlog, voi fi motociclistul vlogger și atât. Recunosc că nu-mi vine să plec așa de nebun cu motorul, cu băieții, nici n-am chestia asta de mers cu băieții, că am mers de 2 ori cu o gașcă de motociclete și nu mi-a plăcut, nici prima dată, nici a doua oară. Ia uite niște pietriși. Bă, dar nu te-am înțeles, mi-ai dat flash-uri, dar te-ai dus în partea asta aici. De ce mi-ai dat flash-uri? Că tu te mutai pe banda din dreapta. Da. Cred că mi-a intrat casca la apă, că mă strânge la frunte. Sau mi-a crescut mie capul în pauza asta de 2 luni. De când n-am mai mers cu motocicleta. Salut! Haina. Da, mulțumesc! E a soției! E a soției! Mulțumesc oricum! Auzi, măi, motocicletă, Dicky, cum îți zice Marina, ai fost admirată. O să mă opresc aici, vă promit că vă țin la curent cu ce mai facem, cum se mai simte Marina. Vă mulțumim mult că ne-ați urmărit, vă mulțumim mult că ne urmăriți, vă mulțumim mult pentru încurajări și până data viitoare, să fiți veseli și sănătoși, vă pupăm!